Dialogurile dimineții continuă în aceeași notă duhovnicească să vă dăruiască sfaturile părintelui Valerian Păslaru. Astăzi, alături de colegul meu Răzvan Bucuroiu, starețul de la Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon din apropierea orașului Râmnicu-Vâlcea, vă va vorbi despre vrăji și descântece, eresuri și obiceiuri păgâne, dar și despre puterea Sfintei Cruci care copleșește orice răutate. Fiți atenți! Și dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții, suntem în proximitatea părintelui Valerian la Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon. Bună dimineața, părinte! Doamne ajută! Părinte, vorbim astăzi despre credință și superstiție. Este o temă care frământă modernitatea noastră, cel puțin în ultima perioadă, pentru că foarte multă lume crede că are o credință puternică dacă împărtășește sau săvârșește anumite ritualuri, anumite lucruri care s-ar face legate de credință. Totuși, care este diferența dintre credința adevărată, dintre dreapta credință și superstiție? Cred că credința este încredințarea totală că Dumnezeu este cu tine și că unirea aceasta prin săvârșirea tainelor dumnezeiești, cu adevărat te face Fiul lui Dumnezeu. Să vorbim astăzi rațional de lucrul ăsta pare puțin scrinteală. Adică că ești Fiul lui Dumnezeu și fiica lui Dumnezeu, fiul de meserios, m-au dat afară de la serviciu, m-au călcat în picioare, e vecinul meu care mă înjură, aia mi-a făcut farmece și mi-a pus, nu știu, mi-a făcut cu maturica și nu mă simt bine. Credința este aceea care te susține asupra tuturor evenimentelor ăsta deasupra. O să îmi aduc aminte de evenimentele din timpul Mântuitorului, tămăduirile Lui, care toate s-au înfăptuit prin aceste cuvinte. Crezi tu că eu pot să realizez treaba asta, că eu pot să fac asta? Da, cred. Credința ta a făcut lucrul ăsta. Acesta este punctul esențial. Deci, în secunda în care eu cred, cu desăvârșire, că Dumnezeu există, că mă ajută dacă îl chem, că mă ajută chiar și atunci când cad în păcate, că aceste cuvinte ale Lui, ai căzut, ridică-te, iară cad, iară ridică-te, iară cad, iară ridică-te, până când? Până când te chem la mine și te judec. Sunt reale, nu sunt niște cuvinte care folosesc ca să îl alegem pe Hristos ca liderul nostru în eventual partid al credincioșilor. Că de bine, da? Și că oricum poate are putere și ne ajută și până pe undeva pe acolo. Superstiția este o închipuire cap-coadă care se leagă de evenimentele Mântuitorului, de evenimentele din Biblie, dar este contorsionată la maxim în funcție de ce dorim noi. De ce ni se pare nou că ar duce la întâlnirea cu Hristos, dar mai ușurel așa, mai pe sărind, dar mai cumva, nu ești chiar așa, adică cu fanatismul ăsta, rugăciune, seara, rugăciune, post, rugăciune, închină. Adică un efort, o trudă. Exact. Adică luarea crucii și urmarea lui Hristos. Părinte, în această experiență a dumneavoastră de preot, ați întâlnit și forme de vrăjitorie, de lucrare satanică în rândul poporului pe care l-ați povedit? Da, sigur. Aceste lucruri sunt reale? Sunt cu adevărat reale sau sunt doar niște închipuiri, niște fantasme? Nu. Sunt cumplit de reale. Și au putere, dar au putere asupra celor care sunt pseudo-credincioși. A celor care nu stau în dreapta credință cum trebuie, care nu practică, ca să spun așa, învățăturile Sfinților Părinți. Sunt cei care ajustează credința după ei sau câteodată chiar uită și intră în conflicte puternice cu vecinii, cu cineva. Acela se folosește cu adevărat de o vrăjitoare, să nu uităm că li s-a dat putere. Înainte n-aveau voie. Vrăjitoarele erau arestate. Nu era voie să se practice așa ceva. Astăzi sunt la mare, că au emisiuni de televiziune, sau ce? Da. Au,
nu știu, într-o țară ortodoxă, într-o țară creștină, 92%, 86%, cum spun statisticile ortodoxă, este de neimaginat așa ceva. Și totuși au putere. Dar au putere asupra acestor oameni care nu sunt acoperiți de mila lui Hristos. În secunda în care acel Doamne miluiește, care se spune tot timpul la strană și pe care îl invocă preotul în biserică, atunci când îl strigi pe Hristos, pe Maica Domnului, această armată infinită de sfinți și de puteri cerești netrupești, intră în funcțiune, puterea satanică scade. Dar este o bătălie de curățire. În această bătălie, Părinte Valerian, Sfânta Cruce, ce rost, ce rol are, ce putere are și cum se poate simți concret puterea ei? Păi să vedem, nu? Simțirea apei mici și apei mari se face cu Sfânta Cruce. O face prima dată cu inițialele Mântuitorului, care sunt acestea, preotul, cu mâna în apă, nu cum se spunea că băgăm argint, nu știu ce facem acolo, vreji. Și apoi Sfânta Cruce, a doua sfințire, arma asupra diavolului, crucea ta o ai dat nouă, că se îngrozește și se cutremură nesuferind a căuta spre puterea ei. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui protivnici dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Să nu uităm că iadul a fost zdrobit cu puterea Mântuitorului răstignit pe cruce. El a folosit acest semn care era acest loc de pedeapsă cumplită. De ocară, de umilință maximă. Tot ce vrei, vedeți cum întoarce totul Hristos. A folosit acest lucru ca să-l dea nou, astăzi îl purtăm toți creștini la gât. Tocmai ca să talisman mulți dintre noi. Îl purtăm ca pe un talisman, iarăși ajungem în zona de superstiție, de RS. Pun și crucea ca să fie. Exact. Deci nu de o interpretare, o închipuire a noastră de cum ar trebui trăită ortodoxia și cum se face. În multe locuri am întâlnit lucrul ăsta, un conflict cu mirenii, în special cu sătenii din ziua de astăzi, dar și cu orășenii, noi așa facem. Păi nu e bine cum faceți. Pomenirea morților nu se poate face în praznic împărătesc. Atunci ne bucurăm, nu putem pomeni. Noi așa suntem obișnuiți. Păi a fost o obișnuință rea. Haideți să o îndreptăm. Și se îndreaptă. Cu răbdare și cu dragoste se îndreaptă toate aceste lucruri. Dar este mult de lucru. Crucea e esențială pentru noi, pentru că fără ea de dimineață ne sculeam când am început să practic, pentru că nu. Eram tot așa credincios după ureche, cum se spune. Mi s-a spus cum deschizi ochii, sar din pat, faci trei închinăciuni. Te închini prima dată în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Nu pleci în viața acelei zile fără această armă. Te duci, faci toaleta, faci rugăciunile de dimineață, obligatoriu, când ieși pe ușă, îți faci ceară Sfânta Cruce, ca să te apere și te apără. Ori de câte ori apare un eveniment în confruntare, ori de câte ori ești tulburat, ori de câte ori te doare ceva, ori de câte ori vrei să înfăptuiești ceva plăcut Domnului, îți faci Sfânta Cruce. Părinte, o ultimă întrebare pentru această convorbire a noastră. Să nu râdeți. Unii își fac cruce cu limba. Sau înainte ne făceam cruce când treceam pe lângă o biserică cu limba în gură. Da. E cruce? Nu e cruce, bineînțeles. E cruce în clipa în care puterile tale duhovnicești au părăsit și totuși ai nevoie de ea. Și atunci îți faci semnul ăsta. Dar în zilele de astăzi nu cred că mai este valabil. Poate pe vremea comunismului nu. Atunci era... Să vă spun ceva.
cumplit. Ce mă întărește pe mine, le spun și celor care vin destul de des aici să se spovedească, când simt că alunec și când ce se întâmplă în lume începe să mă împingă spre o zonă de tristețe, spre deznădejde, mă uit la execuțiile celor din Siria. Cumplit. Și mă întăresc, Răzvan, pentru că văd acei oameni că sunt absolut neclintiți. Parcă este un film. Da? Parcă este un film. Unul nu țipă, unul nu se zbate, unul nu fuge. Toți stau liniștiți acolo, așează cu fața în jos, metri întregi de oameni culcați cu fața în jos, de mucenici, bineînțeles, și împușcă în cap. Nu împușcă mai mulți, împușcă unul. Ori tu, fiind pe burta, auzi cum se apropie. Unul n-a fugit, unul n-a tresărit, unul n-a urlat. Unul n-a cerut să treacă la islam. De asta sunt acolo. Eu sunt convins că ei își fac semnul crucii. Poate cu limba. Cu mâna nu mai pot, că și o fac probabil înainte. Dar sunt convins că ei sunt crucea pentru întreaga omenire, Răzvan. Părinte Valerian, aceste cuvinte aș vrea să le punem la inimă și să rămânem în această atmosferă a Sfintei Cruci. Vă mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, rămâneți aproape. Urmează duminica viitoare o nouă ediție cu Părintele Valerian Puslaru.